Salutare fraților și bine v-am regăsit. Încep într-un la mulți ani, că suntem pe final de an. Și cu ocazia asta tind să fac un mic video în care să vin cu ultima modificare ce am făcut-o la samuraiul meu. Încă nu este 100% finalizat, dar sper eu în scurt timp să fie gata. Dar până una alta suntem gata pentru un clip aproape complet în care vă voi prezenta ultima modificare ce am făcut-o samuraiului verde. O să vă povestesc în prima fază pe scurt despre ce este vorba, după care o să vin cu camera aici mai aproape să vă și arăt. Să încep așa într-o mică introducere. După ce am avut o ieșire la munte care mi-a plăcut foarte, foarte mult cu vechiul motor 1.6 cu valve, având deja pe stoc, să spunem așa, un 1.6 16 valve de Gravitara, modelul de 97-100 de cai, pe care mulți dintre voi îl știu. Imediat după ce am venit de acolo, pentru că mi-a plăcut mult și am zis că data viitoare sigur trebuie să revin cu un upgrade, să fac față, toate că nu au fost probleme, țin să menționez, paranteză, închid paranteza, ne-am hotărât cu toți aici la garaj să punem motorul care deja l-aveam în garaj pregătit, și anume un 1.6 16 valve despre care tocmai v-am spus. Voi poate ați mai văzut motorul sau poate unii din voi deja au Gravitara, știți foarte bine motorul. Nu ne-a luat foarte mult să-l punem, pentru că odată cu acest video mulți m-au întrebat ce modificări trebuie să aduse când schimbați un motor pe Samurai, de la 1.3 sau injecție sau carburație, dacă vreți 1.6 8 valve sau 16 valve. Mulți m-au întrebat dacă este complicat, ce modificări trebuie făcute, și odată cu clipul ăsta care eu vă prezint noul motor, o să vă spun și de ce o să vă loviți în momentul în care vreți să schimbați un motor la Samurai. Să evităm totuși, zic eu, întrebările de genul rar, etc, nu intru în detalii, că nu îmi plac deloc. Pentru că eu această mașină nu o folosesc pe șosea, vă spun sincer, foarte, foarte rar. O pun pe platformă, o duc până aproape de destinație, să zicem, unde urmează să intrăm în teren. Mergem, ne plimbăm prin păduri sau pe câmp sau pe unde mergem noi pe baltă, după care o pun pe platformă, o aduc acasă și cam asta e tot. Și revenind, haideți să vă spun în principiu de ce aveți nevoie în momentul când puneți un alt motor, 1.6 o valve, 1.6 16 valve, fie el că este de Vitara 1, cel cu Delco, fie că este acesta de Gravitara cu aprindere electronică și bobine pe capac. Practic sunt aceleași motoare, ca să știți, nu este foarte mare diferență. În prima fază vă veți lovi de prinderea cutiei pe motor, care se rezolvă foarte, foarte simplu printr-o flanșă adaptoare, care o găsiți peste tot, să zicem, e foarte simplu și este ieftină, cred că 100-150 de lei. Veți avea nevoie de ambreiajul complet de Samurai, incluzând volantă, disc de ambreiaj, placă de presiune, rulmentul de presiune rămânând cel al cutiei, cel original de Samurai. După care va fi nevoie de o mică modificare la suporți și vă arăt imediat despre ce este vorba, care este varianta mea. Am folosit-o la mai multe motoare ce le-am schimbat și stă perfect, motorul se aliniază, stă drept, este în regulă. După care veți mai avea un pic de lucru la evacuare, pentru că se va modifica un pic traseul de evacuare. La acest motor de Gravitara o să aveți un pic de bătăie de cap cu traseul de răcire, să-i spunem. O să aveți un pic de lucru, în sensul care trebuie alte furtune, dar mare rămâne aceea, și eu am păstrat radiatorul de Samurai care face față, adică motorul nu se supraîncălzește. Din câte vedeți, va trebui să modificați aici un pic traseul de admisie. Eu am folosit o carcasă originală de Gravitara cu care am luat și motorul. Și bineînțeles, instalația electrică, care, zicem așa, sunt mai multe cazuri aici. În cazul în care aveți deja motor pe injecție, 1.3, 8 valve injecție, și vreți să puneți 1.6, 8 valve, tot injecție, nu veți avea nevoie de absolut nicio modificare la instalația electrică. În schimb, dacă veți opta pentru 1.6, 16 valve, în ambele cazuri aveți nevoie ca un electrician, dacă nu vă pricepeți voi, să vă facă instalația electrică, și vă trebuie și instalația electrică originală a motorului, inclusiv calculator. Și după caz, chip, cheie și EVS sau cititor sau cum îi spune fiecare. Hai mai aproape un pic cu camera. Revenind la suporți, pentru că mulți dintre voi probabil se întreabă cum ai făcut, cum ai reușit sau cum se poate cât mai ușor. Și avem aici pe partea stângă, sub evacuare, unde este original cum vine și motorul de 1.3, numai că va trebui să ovalizați găurile de prindere pe șasiu, și cea din față și cea din spate, și va veni perfect. Și varianta de sub admisie, eu am optat mereu pentru eliminarea acestei piese. Nu știu cum
să o numesc, un prelungitor de suport și suportul îl prind direct pe șasiu. Da, am dat o gaură în mijloc, măsor, dau o gaură în mijloc și prind pe interior direct suportul și vedeți aici rezultatul. Deci motorul nu se ridică, nu stă într-o parte, nu stă strâmb. E totul aliniat, dacă avem probleme aici cu câini. Și revenind, avem aici carcasa de filtru, care v-am spus că este originală, se încadrează aici în partea dreapta samuraiului. Radiatorul care este original de samurai, galeria de evacuare originală de Gran Vitara, repet, deci galeria de Gran Vitara, după care în continuare fiecare merge și continuă cum dorește, cum vrea. Și cam astea sunt modificările. Alte modificări apar din câte v-am spus aici la instalația electrică, care menționez că nu am făcut-o eu, pentru că nu mă pricep. Și am preferat să o duc la cineva care să-l facă ok și repede, să nu stau eu să caut scheme, schițe și alte din astea. Aici la răcire v-am spus că avem o chestie pentru că trebuie alt furtun. În partea de jos din nou trebuie mici modificări care nu dau mari bătăi de cap, să spunem. Cablu de accelerație eu l-am folosit pe cel de Samurai. Deocamdată este ok, merge bine, dar o să-l schimb cu unul de Gran Vitara pentru că am văzut că vine aici drept și nu-mi place asta la 90 de grade. Și cam astea sunt toate modificările mari care v-ar interesa pe voi în cazul în care doriți să schimbați motorul. Inclusiv anexele se potrivesc, alternator, electromotor, eu le-am păstrat pe ale mele. Aveți nevoie, dacă faceți swap de motor, instalație electrică completă, de preferat ca electricianul să-și ia tot ce trebuie de acolo, să nu facă alte năzi, fire sau... na. Depinde de fiecare. Calculator, cheie, foarte important să fie, dacă este modelul ăsta și are chip, să fie cheia și cititorul sau EVS sau cum îi spune fiecare. După care totul este foarte ușor. Deci să zicem așa că a durat mai puțin să dau motorul vechi jos și să-l pun pe acesta decât, totuși cred că a durat mai mult instalația electrică și evacuarea și următoarea problemă de care mă lovesc și o să vă spun imediat. Și revenind, de ce încă nu am mașina gata și nu m-ați văzut în clipul trecut, cum eu sunt așa foarte pretențios și vreau ca totul să meargă bine și am văzut alte mașini care merg foarte în regulă cu motorul ăsta și cu un consum bun de combustibil și puterea lui practic, nu în limit mod sau în safe mod sau așa. Mă tot lovesc de o problemă legată de amestec cu carburant și din câte vedeți nu am sondele lambda legate și nici mufele puse. Am așteptat foarte mult timp să fac rost de un catalizator pentru că am pus un catalizator original de Gran Vitara pentru ca sondele lambda să citească o diferență de presiune dintre prima și a doua sondă și totul să meargă perfect, ca de fabrică. Este un pic pretențioasă injecția asta, tipul ăsta de injecție și calculatorul ăsta și vrea ca totul să fie perfect așa, să meargă ca de fabrică. Și până voi rezolva, o să am nevoie de două sonde lambda originale. Am încercat chiar și cu unele noi, universale sau ce îmi dă după seria de caroserie a vechii mașini, dar totuși mie nu place cum merge. Motorul merge, are putere, tot ce trebuie, numai că parcă zic eu că se poate și mai bine și are într-un anumit moment așa o mică întrerupere ce mie nu-mi place. E foarte important să etanșați bine până în catalizator cu, uite, cu garnituri noi, garnitură nouă după evacuare și sondele să etanșeze foarte bine, să nu fie scăpări de gaze și cam asta e. Dacă vreți părerea mea și vreți varianta ușoară, este să puneți 1.6 și aici pe valve cel cu Delco de pe Vitara până în 2000, să zicem. Motorul care este pus de mine și pe Samuraiul galben. Dacă vreți varianta mai grea, dar totuși este mai nou și, nu știu, aveți un pic de lucru mai mult cu sonde, cu catalizator, cu chestii, cu așa, este varianta asta care vă va da totuși un pic de bătăi de cap, dar cred eu că o să fie un pic mai bine. Nu din punct de vedere al puterii neapărat, pentru că ambele au aceeași putere, ci așa ca proiect. Am vrut eu ceva mai special, pentru că din ăla, motor din ăla se mai tot găsește, am zis, domnule, hai să fac eu ceva mai diferit. Eu sunt sigur că mai sunt și alte samurai cu motorul ăsta prin țară, nu sunt eu primul și nici ultimul. În schimb, am zis că totul vreau să fie perfect din punct de vedere al funcționării lui. Mai cu seamă că am aici un prieten care are ceva asemănător, doar că 1.3 și mi-a plăcut foarte mult al lui. Merge foarte bine, are un consum foarte bun și la, să zicem așa, că lucrez sub îndrumările lui, pentru că este foarte bine informat și pe această cale țin să îi mulțumesc foarte mult pentru că m-a ajutat cu multe informații din cartea tehnică și nu numai, informații date de fabricant. Și revenind, ce să vă zic?
până data viitoare. Vreau să vă urez la mulți ani, la cât mai multe modificări, la cât mai puține stricăciuni, că asta e cel mai important. După ce voi termina proiectul, o să vedeți o serie de clipuri cu ieșiri și totodată sper să ne vedem prin țară, prin munți, pe poteci și să facem ieșiri împreună. Aveți grijă de voi, dacă vă place și căutați informații, nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu dacă aveți nevoie de informații și până data viitoare eu vă aștept aici cu drag. La revedere!